Salve, tuturor! Numele meu este Bianca și bine ați revenit la Cafe Rouge. Astăzi o să continuăm cu capitolul 2. O să intre microfonul în cadru un pic, pentru că trebuie să vorbesc un pic mai încet acum. Mai sunt atât de singură în casă și pot să fac ca toate animalele. Și o să continui cu capitolul, în așa fel încât să luăm și povestea lui Davidson! Din câte am înțeles eu din acest walkthrough, pentru domnul Davidson trebuie în capitolul al doilea să nu-i răspundem lui Valon. Îmi pare rău. Mi-am pus telefonul într-o parte și l-am închis. Foarte multe lucruri s-au întâmplat astăzi și eram foarte obosită. Și să fiu sinceră, eram prea depresivă ca să-i răspund înapoi. M-am îmbrăcat în pijamale și m-am urcat în pat, adormind rapid. Poți să te miști un pic mai repede de atâta? Ne trezim și o să ne ducem acum la școală. Tot timpul fac greșeala. Absolut tot timpul. Ok. Hai să vedem. Mă așez la locul meu de obicei. Domnul Davidson se plimbă. Oh, numai acum am dat seama că ecranul este mai jos. Oh, fuck me. Pare rău pentru asta. Sper să mă iertați pentru chestia asta. Vine mea. Continuăm. Ok. Foarte ciudat, nu l-am văzut pe Valon toată ziua. Închizându-mi dulăpiorul, m-am îndreptat spre următoarea clasă. Unde naiba e? De obicei este pe holuri când este pauză. A, la naiba, mi-am uitat carnețelul. Am fugit înapoi. Nu este în dulapul meu. Cred că l-am lăsat în camera mea. Nașpa. Grozav. Doar grozav. Acum o să fiu întârziată. Lăsată de una singură pe holuri, nu mă mai chinuia, nu mă mai strufocam să mai alerg către următoarea clasă. Mi-am vârât cărțile și notițele înapoi în dulap și am stat acolo, uitându-mă în jos. Du-te spre clasă sau chiulește. O să vedem ce zice aici. Oh, răspunsul corect e chiulește? Domnule Davidson, n-ar trebui să ne dai o asemenea... n-ar trebui să fiu un astfel de exemplu. M-am așezat pe alea făcută din cărămizi și m-am uitat în sus la cer, la nori. Era o zi foarte frumoasă, soarele strălucea puternic, cu norii care se mișcau agale pe cer, de parcă nu se întâmpla nimic în lume. Un oftat a scăpat din gura mea. Din spatele meu am auzit pași. Salut! Mr. Davidson! Salut, baby! Oh, God! Tu ești fata de ieri, Isis, nu-i așa? Ce faci aici? M-am uitat la el fără să-i răspund. Știi... Să chiulești de la ore nu este bine pentru un elev student. Oh, Doamne, cred că am strigat. Știu! Nu o să strig, pentru că nu pot. A făcut un pas înapoi, foarte surprins la țipătul meu. Știu. Foarte bine. Emoțiile mele au început să mă copleșească din nou. În timp ce ochii mei au început să lăcrime. Oh, nu! Isis, nu plânge! Uitându-mă concentrată la un șrab. Concentrându-mă atenția asupra unui arbust, am refuzat să mă uit la el.
Atunci de ce ești aici? Pentru că urăsc! Urăsc! Urăsc asta! Urăsc asta! Lacrimi au început să curgă din ochii mei când am, într-un final, am explodat. Nu vreau să fiu un student model. Nu vreau să mai... să-i mai fac pe plac nimănui. Pentru că este foarte... Pentru că nu primez nimic după toată munca asta. Nimănui nu-i pasă. Nimic nu contează. Nimic ceea ce fac. Nimic din ceea ce fac nu contează. Frate, sunt varză la traducere astăzi. Viața mea nu contează. Viața mea nu are niciun fel de meaning. Viața mea nu are niciun sens. Oh, doamne, Isis, nu zice lucruri de genul ăsta. Mi-a plecat capul, lăsând lacrimile să curgă în continuare. Dar tu nu crezi asta. M-am oprit. Încet, mi-am întors capul ca să mă uit la el. Tu nu crezi că este fără motiv. Tu încă încerci. Tu încă încerci disperată să faci pe plac tuturor. Tu vrei ca ei să se uite la tine. Să te vadă. Să vadă că și tu ai un sens în viață. Mi-a zâmbit. Cnil. Doamne! Vă rog, iertați-mă. S-a coborât la nivelul meu. Tu vrei să te iubească, nu-i așa? Ei bine, știu cum te simți. M-am uitat în continuare la pământ. De ce? De ce sunt atât de neputincioasă? De ce munca mea atât... Este greu uneori să te aduci din engleză în română, pentru că sunt anumite expresii în engleză care nu merg în română și încercând să te joci cu cuvintele e foarte greu. De ce munca mea nu este îndeajuns? Nu înțeleg, eu doar nu înțeleg. Sunt tristă. Și mai multe lacrimi au început să-mi coboare pe obraj. Oh, domnule David, să nu vă rog, consolați-ne! Sunt atât de singuratică! Pentru lungi minute, el n-a zis nimica. Puteam să-i simt ochii ațintiți asupra spatelui meu în timp ce eu continuam să plâng. Liniștea a fost acompaniată de sniffling. Este atunci când îți tragi nasul când plângi, deci nu știu cum să traduc. Adorabil. Haide, hai să ne ducem undeva unde e haios. Deodată m-a luat de mână și a început să mă tragă din fața școlii. Mă, uite, ni se vede ni se vede un pandantiv. Oh, cât de mișto. Dar ce? Ce altceva? Chiulim de la școală. Oh, Davidson! Oh, what? Nu! Ajungând la colțul unei străzi foarte familiare, m-a tras după el când am ajuns în fața unei cafenele. Îmi place foarte mult înghețata de aici. Oh, doamne, suntem la Cafe Rouge? Mr. Davidson știe de Cafe Rouge? A continuat să mă tragă după el în timp ce eu l-am urmărit ca un cățel prost. Ce vrei? Vanilie, ciocolată?
înghețată cu prăjituri? Ciocolată e ok. Așa te mai aici atunci. Mama, mă scuzați? m-a așezat la o masă rotundă și s-a îndreptat înăuntru. După câteva minute a ieșit pe ușa roșie și s-a întors cu două cupe mari de înghețată, una cu ciocolată și una cu mentă. Îți place menta? Da. Mie nu-mi place. Întotdeauna am urât chestiile mentolate. Mai ales pasta de dinți. Uite, niciodată n-am încercat ciocolata de aici, dar presupun că este foarte bună. Uitându-mă în jos la desertul rece, am continuat să mă holbez la el, dar nu mâncam. Nu puteam să înțeleg un lucru. O să vrei să mănânci din chestia aia? Ești cel mai stupid și random profesor pe care l-am întâlnit vreodată. Dar modul în care s-a exprimat în engleză este atât de amuzant. Random stupid ass teacher. Adică un profesor stupid, stupid, aleatoriu și cu un fund mare. Ei bine, asta este un prim lucru. Am continuat să mâncăm din înghețata a continuat să mănânce din înghețata cu mentă, fără să se gândească. N-o să intri în probleme dacă faci asta? Adică sunt până la urmă studenta ta și tu profesorul meu, teoretic și practic. Na, doar o să spun că te-am dus acasă, pentru că nu te simțeai bine. O să fie totul bine. Dacă spui tu, m-am uitat la desertul meu. Am luat lingura de înghețată, am luat puțin ciocolată și am băgat-o în gură. Senzația dulce de cacao a început să îmi... Cuvinte! Mi-a copleșit papilele gustative și a trimis senzația în creierul meu. Era absolut delicioasă. Oh, vreau și eu acum înghețată. Este extraordinar de bună. Domnul Davidson a râs și mi-a zâmbit. Dar de ce îți pasă? Sunt până la urmă o fată de liceu cu care are problemele ei de adolescent. Sunt ca orice altă fată. Presupun că poți să zici asta. S-a oprit să mănânce și s-a uitat la mine. La ce te uiți? Primim încă un sigil! Oh my God! Suntem atât de adorabile! A râs și și-a înfășurat mâna în jurul umărului meu. Tu ești savoarea mea favorită. Mentă. A gesticulat la culoarea părul meu. Și ciocolată. Tipul ăsta știe ce face. Valen a fost întrecut de domnul Davidson. Praise you, Lord Jesus. A punctat la înghețata mea. Am putut simți cum obrajii începeau să-mi devină roșii, uitându-mă în cealaltă parte. Ești foarte ciudat. În liniște ne-am terminat de mâncat înghețata. Domnul Davidson m-a oferit să mă duc acasă, însă am trebuit să-i zic. Însă i-am zis că știu încotro să mă duc. Până la urmă ne-am despărțit și ne-am zis la revedere. Era timpul să mă duc spre muncă. Ok, pentru că nu mai este foarte mult timp, o să zic de acum ce trebuie să faceți pentru Mr. Davidson la capitolul ăsta, ca să luați parola lui. Să luați, puteți să alegeți dintre a lua bucket-ul și, for fuck's sake.
Filmulețul a fost. A decis să se termine fix când vreau eu să dau ultimele... cum să le numesc eu... advisuri. Pentru ca voi să luați ruta lui... domnului Ron Davidson. Și acum din nou am făcut aceeași greșeală. Dacă o să se audă ciudat, vă rog să mă scuzați. Am uitat din nou să dai micul... microfon, pentru că așteptam să se salveze. Să salveze prima parte din filmuleț pe care am făcut-o cu domnul Davidson. Și îmi băgați în creștere înăuntru, am mai o singură gaică. Pentru căști și pentru microfon. Și e aceeași, unică și singură. Și e cam așa, în fine. Da, deci, ca să-i luăm, ca să primiți ilustrațiile pentru domnul Davidson, trebuie să nu-i răspundeți lui Valen și să chiuliți de la școală. Și după aia, pentru a primi codul ca să continuați povestea lui, trebuie să puteți să alegeți una dintre a lua fucking găleata sau de a părăsi bucătăria. Și ultima variantă este de a lua chiuveta, pe care cred că am citit-o și pe secțiunea lui Valen. Stai să mă uit. Da, la, și chiuveta este la secțiunea lui Valen, deci dacă vreți să vedeți ce modificare au apărut odată cu scrierea lui, dacă vreți să vedeți ce schimbări s-au întâmplat în scenariu, dacă alegeți chiuveta, puteți să vă uitați la episodul cu Valen. Și cam acesta a fost al doilea capitol din Café Rouge, un joc care a început să, să aibă propriul lui loc în sufletul meu și trebuie să fac niște mici anunțuri. În primul și în primul rând este posibil ca anumite persoane să-și dea seama că nu am fost prea activă pe Swift. Și asta înseamnă pentru, asta e din cauza că în weekend am fost plecată până la țară foarte repede, doar două zile și din păcate acolo n-am avut internet și n-am putut să citesc deloc niciun fel de mesaj de pe Swiftlet și ca rezultat am acum 220, peste 250 de mesaje pe Swiftlet and me. Oricum o să mă apuc de ele, am decis că cel mai bine ar fi să citesc cât pot și asta am și făcut, am citit din compuneri și toate chestiile astea și la final de tot m-am decis până la urmă să, văzând, având în vedere că azi este ultima zi în care lumea poate să își trimită compunerile, m-am decis ca până la urmă să las ca toate mesajele să vină și după aia pe 28 să închid mesageria total. Pentru că, cum să zic eu, după aceea, după aceea o să trebuiască să merg la mare, deci o să fiu din nou și o să înceapă sesiunea de plecare, du-te vino din București și la celelalte locuri de vacanță și nu cred că o să mai am atât de mult timp ca să finez. Ceea ce înseamnă că friendship este posibil să nu mai fie continuat în vara asta. Nu sunt sigură. Însă dacă vedeți că nu o să mai postez nimic pentru o perioadă destul de lungă de timp, s-ar că sunt în vacanță. Și îmi pare rău că n-am reușit să postez capitolul 24. Adevărul este că nu am reușit deloc să lucrez la el. Și ar fi trebuit să mă apuc de el de luna asta. Însă a fost un talmeș, balmeș, s-au încurcat, s-au complicat anumite lucruri din viața mea și n-am mai avut timp și după aia a venit Café Rouge și mi s-a complicat viața și mai mult. Dar oricum o să mă străduiesc ca măcar până la finalul vacanței să mai postez măcar capitolul 24, nu sunt sigură dacă reușesc să postez capitolul 25 și dacă o să găsiți mesageria închisă pe restul pentru restul vacanței pe Swiftlet, înseamnă că mai răspund la mesaje.
O să mor. Oricum, sper că v-a plăcut acest episod. Îmi pare rău că am stat să vorbesc atât de mult cu toate lucrurile astea, însă am avut impresia că trebuie să le zic, pentru că după aia o să fie anumite persoane care sunt ceva gen: dar ce naiba s-a întâmplat? De ce a închis dintr-o dată mesageria? De ce nu mai postează pe YouTube? Parcă zicea că vrea să termine jocul ăsta cât mai repede. De ce nu mai postează? Unde e capitolul 24 din Friendship? Unde s-a dus? A murit? Îi trebuie să-i facem colivă? Oh, de câte ori n-am auzit gluma asta. Și oricât de umor prost aș avea, tot am înțeles gluma asta fiind o glumă bună. Îmi place coliva și vă rog, nu aduceți sarmale la mormântarea mea. Oricum, încă o dată îmi pare rău că am înlungit episodul ăsta și sper că v-a plăcut. O să încerc din răsputeri să postez, să termin Caferuș, că vreau să-l termin în vacanță, să-l termin până când începe școala, pentru că sunt absolut sigură că nu o să reușesc să îl postez atunci când o să fiu la liceu, pentru că o să fiu pur și simplu sub grămadă de note și de nu vă îngrijorați în legătură cu anunțarea câștigătorului, chiar dacă o să fiu la mare. O să filmez cu micul meu telefon și o să postez filmulețul pe YouTube anunțând câștigătorul. Și cine știe, poate din cauza dacă mai am timp și dacă nu am absolut nimic ce să fac în vacanță, o să desenez anumite momente din anumite compuneri care mi-au plăcut la nebunie. Vai! Deci am găsit la un moment dat un moment foarte fain dintr-o compunere. A fost atât de mișto. Oricum, dacă vreți să vedeți că despre ce moment este vorba, duceți-vă pe pagina mea de Facebook, Bibs on Net, este cu un mic spațiu între Bibs și... Pardon, Onet? Asta a fost super ciudat, îmi pare rău, am revenit. Oh, Doamne! M-am speriat că a căzut o poză pe peretele meu. Ok, o să o pun la loc, asta e partea, da? Dacă vreți să vedeți despre ce este vorba, despre ce desen sau despre ce moment mă refer, vă rog, duceți-vă pe Facebook-ul meu să vedeți. Și oricum am salvat în notes toate paragrafele în care sunt momentele în care mi-au plăcut cel mai mult din compuneri și o să le postez, dacă nu o să reușesc să le desenez, o să le postez pe Facebook ca toată lumea să savureze aceste opere de artă. Oricum, am lungit asta mult prea mult. Sper că v-a plăcut acest episod și sper să ne revedem cât mai curând. Să aveți o zi minunată. Eu vă pup. Vă zic, pa, pa. Am inversat cuvintele. Ups!